Bună ziua, de la fabrica de stupi Oradea. Avem aici o roiniță. E un model de roiniță care se folosește în Austria și în Germania. Aici e roinița care am primit-o ca și model. Aici ce am făcut noi, ne-am rugat să facem și pe magazin de 1x2. Cuibul are ramă de 3x4. Deosebirea între ramele lor de Dadant și a noastre, a lor sunt un pic mai adânci, parcă cu vreo 2 cm, da? Un pic mai adânci și speteaza de sus e ceva mai scurtă. Deci asta e corp de 3x4, cuibul e corp de 3x4. Ea e cu roinițare are fals, da? La podișor. Aici vedeți la podișor ce folosesc eu, ceva pâslă, destul de deasă, de densă. Asta a fost folosită câteva sezoane, vezi, a fost și curățată, arsă. A fost fiartă în parafină, s-a dat cu ceva ulei. Nu e lac. Aici la ordiniș se introduce ceva, o gratie de plastic, da? E cu fum plin. Are și un capac, capacul nu ne-a fost cerut să-l facem. Capacul cel mai probabil că e doar din tablă. Tablă de 0,5 îndoită și o să vă arătăm așa ce am făcut noi. Astăzi urmează să trimitem modelul. Deci, e cu falțuri. Să începem cu fundul. Are în spate, să vă arăt și la cel original, are o ușă care se închide în spate. Deci fundul plin, piciorușe pe care să stea. Grosimea pereților e de 24-25 de milimetri. Și fundul e cu falțuri, aici vedeți în care se locașul în care poate culisa închizătorul de ordiniș. Căpăcelul din spate ca să se poată curăța. Vedeți, e destul de înalt, e cu beci. Înălțimea, cred că e undeva pe la 5 cm, chiar cred că către 6-5 cm, de la speteaza de jos a ramei până la corpul. Deci, după cum v-am zis, corpul e de 3x4, doar că la ei rama de 3x4 e ceva mai înaltă. De praf de la cum am șlefuit. Dar modelul are, e îmbinat, vedeți cum. Au acceptat și așa cu falț. Noi l-am mai trimis stupi, au fost mulțumiți și au zis că în regulă și așa cu falțul. Din moment ce punem adeziv și holșuruburi, nu e nicio problemă. Așa, magazie de 1x2. Intră 5 rame, da, asta n-am menționat, e pentru 5 rame. La ei iau parcă rama de 35 de milimetri lățime, nu de 37 cum avem noi. Și standardul cam în SUA la Dadant ar fi 35 de milimetri. Noi folosim de 37. Deci rama e, cutia este pentru 5 rame. La fel aici vine pămișorul cu falțuri. Ce preferă să folosească beciul ăsta așa adânc, stup, fundul ăsta cu beci, am să-i întreb, am să revin cu lămurii. Cei care folosesc acest stup sunt niște apicultori din Austria, sunt niște apicultori profesioniști. Mă gândesc că e bun, ce, dacă folosesc ei, mă gândesc că e bun. Deci, roiniță pe 5 rame, cum folosește în Austria și în Germania, un standard de-a lor. Asta foarte bine le e pentru că au standardul. Dimensiunile sunt aceleași, înălțimile, variantele constructive de stup nu sunt atât de feluri stupi ca și la noi. Da. O zi bună, la revedere!